Salutare și bine am găsit la un nou episod de Mituri și Legende Bendy and the Ink Machine. Din fericire, episodul al 5-lea după un timp atât de îndelungat datorită așteptării mult doritului Chapter 4. Episodul de astăzi presupun că nu va fi foarte lung, însă ceea ce vreau să fac este să analizez acest capitol în detaliu și să ieșim din confuzia endingului pe care ni l-a dăruit acest capitol. Înainte de toate, băi și fete, ca de fiecare dată v-aș ruga să lăsați un like dacă mai vreți episoade în continuare din această serie și dacă bineînțeles îți place, nu uite. Da, orice like contează din partea ta, nu-ți ia decât 2 secunde și nu te costă nimic. Iar dacă vom strânge peste 2000 de like-uri, vom face un nou episod cu siguranță. Vorbind la modul general, capitolul 4 din Bendy and the Ink Machine a fost cel mai reușit de până acum, pentru că ne-a pus în dificultate cu povestea propriu-zisă. O problemă foarte uriașă intervine la modul în care aceasta a sfârșit, și anume prin intermediul lui Allison și Tom. Nu aveți habar cine sunt? Nicio problemă. Imediat vom discuta. Însă, în capitolul 4 se pare că un lucru uriaș se schimbă. Bendy ne ajută într-un anumit mod. Putem spune că această scenă este una dintre cele mai importante de până acum. Da, într-adevăr, putem deduce că Bendy a sosit la momentul potrivit în locul potrivit pentru propriile interese. Datorat faptului că după ce Bendy îl termină practic pe Projectionist, acesta ia capul. Dar un lucru interesant este că Bendy știa cu siguranță că ne ascundem, deși nu a vrut să ne atace. Fapt ce dă de gândit că Joey Drew are alt scop. Și nu acela de a-l omorâ pe Henry, pentru că de altfel, Joey Drew nu avea motiv de care să fi trimis această scrisoare, ci a știnde mai mult pentru a-i salva. Presupunerea mea ar fi că Henry a fost adus aici pentru ca el să rezolve totul, inclusiv problema cu Allison, de aceasta îi stătea în cale. Noi în acest joc suntem o piesă. Însă, această piesă este una dintre cele mai importante, datorită faptului că Henry este cel care va rezolva întreaga problemă, iar Bendy știe asta. Tocmai de aceea l-a lăsat încă în viață, pentru că Bendy are un plan de a rezolva lucrurile prin intermediul lui Henry. He will set us free. Acest mesaj îl putem observa pe tot parcursul jocului, iar asta este dovada că toți au încredere în Bendy. Capitolul 3 ne dezvăluie cum Alice și Bendy sunt într-o rivalitate datorită faptului că Joey Drew a acceptat ca vocea lui Susie Campbell pentru Alice să fie înlocuită cu cea lui Allison. Allison este al doilea voice actor pentru Alice, adus de către Sammy Lawrence, iar de la sine înțeles, Susie Campbell nu a fost de acord cu acest lucru, ducând într-o obsesie și nebunie aparte. Până acum știm cu siguranță că Bendy este Joey Drew, iar Alice, cea agresivă, este Susie Campbell încă din capitolul 3. Allison, de asemenea, este un personaj mult mai important decât credeți. De ce? Datorat faptului că fanii jocului au descoperit că în fișierele caracterelor din capitolul 4 sunt ascunse numele de Allison și Tom. Asta este și mai interesant, pentru că din moment ce Susie Campbell a fost primul voice actor pentru Alice, confirmându-se în final că ea este Alice, cea agresivă din capitolul 3, concluzia este că cea care ne-a salvat la final a fost Allison, iar aceasta pare să fie o versiune a lui Alice cea bună. Acest fapt dă de confirmat faptul că cele două sunt total opuse, atât ca în prezent cât și în trecut. Susie Campbell putem spune că nebunise, în timp ce Allison nu avea nicio vină. Acum înțelegeți? Un singur lucru ne-a mai rămas de discutat aici și anume Boris. Alice cea rea este Susie Campbell, Alice cea bună este Allison, Bendy este Joey Drew. Însă, Boris, cred că deja ați concluzionat înaintea mea. Cel alături de Allison de la final este Tom, o altă versiune a lui Boris. Și putem observa asta prin diferențele dintre Boris cel din capitolul 3 și cel din capitolul 4. Acum vă întrebați, până la urmă există vreo diferență de statut între ei? Ei bine, da. Însă, mai întâi trebuie să aflăm cine este Tom cu adevărat. Pe parcursul jocului, casetele audio ne va da indicii despre poveste, iar de aici aflăm cum adevăratul Tom provine de la Thomas Connor, alături de Wally Franks. Se pare că cei doi aveau o conversație interesantă, fiind vorba de Ink Machine. Putem deduce faptul că Wally Franks este unul dintre muncitorii ce au ajutat la crearea Ink Machine-ului, datorită schiței din joc ce ne dovedește acest lucru. Ei bine, știm că Tom este în final Boris cel din capitolul 4, alături de Allison, ne mai rămâne decât să spunem că Boris, cel capturat de către Alice din capitolul 3, este Wally. Și totodată, cel care ne-a îndrumat pe tot parcursul capitolului. Wally este cel care a fost omorât de către noi și totodată Wally a fost cel care ne-a îndrumat. Există o diferență foarte importantă între Tom și Wally, precum la Susie și Allison. Faptul că Thomas este mult mai dedicat muncii și mult mai serios. You want to
Asta dă de dovedit și faptul că Boris de la finalul capitolului 4 este el, datorat faptului că are o expresie facială mult mai serioasă, iar limbajul corpului reprezintă dedicarea muncii, prin această mișcare a tubului în mâna sa robotică. În timp ce Wally este mult mai aerian și glumeț, ceea ce dovedește faptul că el este Boris din capitolul 3. Aceeași atitudine, osul în gură, dansul. Deci, acum, cu siguranță am aflat cine sunt cu adevărat personajele, iar capitolul 5, țin să cred că Allison și Tom vor fi de asemenea de partea noastră. Cât despre Bendy, nu știm sigur cum ar vrea să abordeze situația, însă, până atunci, cam atât am avut de spus în acest episod, sper că v-a plăcut, iar dacă ți-a plăcut și mai vrei în continuare episod în care să vorbim și despre celelalte personaje din Bendy and the Ink Machine, haideți să strângem peste 2000 de like-uri, orice like contează din partea ta. Eu am fost Gâza Magică, aveți grijă de voi, ne revedem data viitoare!